Alături de noi, domnul Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Bună ziua, domnule secretar de stat! Bună ziua! Cristina Țopescu era consilierea dumneavoastră în Ministerul Sănătății. Când ați vorbit ultima oară cu ea? Înainte de sărbători am vorbit cu dânsa. Cristina Țopescu s-a alăturat colectivului nostru de comunicare la sfârșitul lunii noiembrie. Am avut o colaborare relativ scurtă, dar foarte eficientă. Am reușit să creștem nivelul de comunicare și prestația acestui departament. A fost un colaborator prestigios, care ne-a ajutat foarte mult. Am fost tot timpul în legătură cu diverse subiecte importante și consilierea ei a fost importantă. Era un om pasionat, profesionist. Suntem categoric impresionați de acest deznodământ neașteptat, fulgerător la o femeie tânără, aparent în plină sănătate. Știu că dumneavoastră ați fost în concediu din 6 ianuarie, vreme de o săptămână. Din 2 ianuarie. Da, exact. A fost și Cristina Țopescu în concediu, pentru că ea a lipsit în acea perioadă, ea nu a venit la serviciu, practic. Nu a fost în concediu, iar colegii de la departamentul de comunicare au căutat-o intens la telefon, au pe mijloacele de socializare să o găsească, dar n-au mai dat de ea, evident, și interpretarea, cel puțin în nivelul nostru, a fost că este undeva plecat în Germania, avea obiceiul ăsta să-și viziteze mama, am presupus că asta s-a întâmplat, că a întârziat. Deci a fost sunată atunci în zilele în care a lipsit din Ministerul Sănătății? Insistent, de mai multe ori pe zi. Credeți că s-ar fi putut face mai mult? Ar fi putut merge, nu știu, cineva la ea acasă? Ar fi putut suna cineva la poliție? Acum sunt multe evenimente pe care trebuie să le gestionăm în perioada în care a trecut, după cum bine știți. Am făcut tot ceea ce am crezut că este necesar să facem. Nu am avut bănoiala unui asemenea eveniment dramatic și tragic. Mai degrabă am avut bănoiala unei deplasări în străinătate, deplasări în interes de familie, unui defect de comunicare care va apare, va reveni. Am sperat că lucrurile astea, că nici nu ne-am pus problema că se poate întâmpla. Ea venea zilnic? Vârsta ei, starea de sănătate, nu ne-a ridicat suspiciunea în asemenea posibilități dramatice. Dar ea venea zilnic la sediu, la birou? Adică avea această responsabilitate, această obligativitate? În principiu, da. Activitatea de consilier pe probleme de comunicare, însă este o activitate dinamică. Realiza deplasări în diverse zone unde erau interese de comunicare. Programul era flexibil, venea și seara, lucra și noaptea, ne trimitea rapoarte permanente. Deci o anumită variabilitate a programului exista. Însă în principiu ne-am văzut în zilnic până la sărbători. O ultimă întrebare. E ceva ce vă reproșați sau Ministerul Sănătății, conducerea Ministerului Sănătății își reproșează dacă considerați că totuși ar fi fost bine ca cineva să se asigure că e plecat în afara țării și că n-a pățit ceva și că de asta nu vine la serviciu? Regretăm acest eveniment total nefericit. Nu am avut bănoiala lui, era absolut improbabil. Ca atare e greu să confirm o asemenea ipoteză.